Familia, genul programului, comedie. Sofica, dar cred că e vrăjeală. Păi și ăsta e motiv de plâns. Bucură-te că ne rămâne nouă dormitor. Nu prea. I-a scris Gogu că Vanda mi-a dispărut. Da, ci că a dispărut în timp ce traversa canalul mâneci spre România. Dar eu cred că a luat-o pe altă mânecă. Și nu se știe dacă mai e în viață. S-a spus de mine. Nu mă mai iubește. Dar nici măcar nu știu dacă m-ai iubit vreodată. Știu sigur că nu e mort. Auzi, dacă aflăm noi că e mort, te liniștești? Da. Ia zi, mă, Chiorete, care-i treaba cu tine, bătii? Băi, Fergi, băi, trebuie să-ți facem mutarea acelea în vilă ca să obții viza de flotant, ca să o trecem în Bolentin, să fie în regulă. Mersi, prietene. Un adevărat prieten, că tu ești prieten, mă. Păi nu, eu ți-am găsit unde să șezi și să nu te mai duci? Păi nu sunt eu prietenul tău. Nu, nu ești. Măi, Ferdi! Glumea, mă, Chiorete, mă! Ți-am și eu, totuși, o mică rugăminte la tine. Ia zi. Tu știi că eu am șat în locuința mea de cirviș, care e o garsonieră. Mică și nu prea e mult spațiu. Dar nu asta ar fi problema. Problema este că pe capul meu șade scârba de Matiescu. Și nu-l mai suport. Vrei să-l, ca să-l scoate nu, de... Nu, doamne ferește, ca să-i infracțiune și te duci. Nu, mă gândeam să pot să mă mut la tine acelea în vilă. Că e spațiu suficient, nu te-ar deranja prea mult. Și scap și de scârba aia, să nu mai văz. Am înțeles, mă, vrei să te bași pe Varvara. Păi dacă vrei să te cuplezi cu Varvara, trebuie să plătești, bă, că e sub protecția mea, n-am cum. Nu ferdi, că n-am nicio treabă cu aia, mă. Mi-e capul încă la Șofica, deci nu mă interesează altceva. Țar grasa treabă. Păi bine, mă, dacă nu vrei să stai cu Varvara, unde să te bag? Păi dai afară pe aia doi, pe Ema și pe Hasan. Că ei dați dracu ce răi e ăștia. Dacă era după ei de mult zburai, dacă era în casă și te ducea iar. Are inima neagră, e plină de mătrăgună. E mai e dracu ca scârba aia de Matiescu. Și e momentul să scăpăm de șcârbele din casă, de șcârbele din viața noastră. Nu știu ce să zic. Ferdi. Bine, zic. Ferdi. Ce spiritism, fată? Eu sunt psiholog, nu vrăjitoare. Ei, hai că nu-i mare diferență. Ce faci, mă faci, vrăjitoare? Adică vreau să spun că tu le spui ce vor ei să audă. Iartă-mă, mă, dar nu mai suport pe asta să se zmiorcă, e toată ziua în capul meu. Păi, în joc meseria mea. Păi, da, face parte din meseria ta. Tu o ajut să se deblocheze. Așa. Bă, dar să nu afle nimeni. Da? Că-mi pierd licența. Ei, ce dragă, eu să mută. N-ai zici. Nu pot, mă. Am mai încercat să-i domin, dar mereu au găsit ceva și m-au dat la întors. Păi tu te-ai țăcănit? Doar nu să-i lasă să șeadă în casă, mă, ca belferii. Că ăștia te-ar fi aruncat în secunda 2 ca pun gunoi, nu ți-am zis? Bă, când apare, le zici de la obrăz, la verbe în față. Ia faceți-vă, bă, bagajele și plecați, nu, cu obrăzii 10. Mă, nu pot, zile tu! Eu, bă, Ema, asta, ia veniți cu acolea, că stai jos aceea. A, sigur hai că da. Hai că avem ceva de vorbit. Aleu, ce e, Ferdi?
zile tu, na, că tu ai sânge rece, că ești și polițai. Ce prieten prea iubit. Mâine să duceți să-și facă viza de flotant, așa că voi... Noi ce? Prietene de-o viață. Voi trebuie să-i țineți pumnii, mă. Să-i țineți pumnii? Da, că viza de flotant s-o ține foarte greu. Să n-ai probleme. Normal că ținem pumnii. Păi nici tu, binefăcătorul nostru. Noi te iubim, ne-ai spus. Pusi. Ai văzut, fraiere, cum te-a făcut? Ai văzut? M-a făcut? Prostiși, mă. L-am făcut pe Caraliu. De ce să vrea să ne ia locul în vilă? Dar nu știe cu cine se pune. Păi mai repede pleacă el din București decât eu din casa asta. Și cât crezi că o să mai impresionăm noi? No, stop! Trebuie! Altfel rămânem pe drumuri. Vrei să te întorci din nou la Bălegar? Vrei să dormi din nou cu găine în coteți? Asta vrei? Nu! Uza, când o să aibă viza, ce o să facem? Că o să aibă drepturi de pline atunci. Doar nu crezi că o să ne mai lase să stăm aici fără să plătim chirie? De ce nu? Dacă nu reușește să ne spună să plecăm. Ce-a fost, bă, mintea ta să mă arunci pe mine la înaintare? Îi anunțai să-și facă bagajul, să care dracu, dar ce și gata. Nu pot, Chiorete, chiar așa. Păi ei m-au cunosc de-o viață. Pă, morbolocul ăla mic îl știu de la pușcărie și noi ăștia de la pușcărie când... Ne întâlnim acolo, ne facem prieteni pe viață, mă, că așa e durerea și necazul te apropie. Măi, Mărlane, mă, acelea nu-i pârnaie, mă, să fi nevoit să împarți celula cu alții. Bă, renunță la sentimentalisme, mă, fii dur, mă, și le zici verde în față, răus! Nu pot, mă, că mie-mi place verdele și doi la mână când îi văd că se uită cu ochii aia de viței neprihăniți. La mine mi se taie orice vorbă. Am o idee. Mă, câte mai... Te descup. Haide că te acopăr. Dacă mai respiră tu mai mult. Da, mersi frumos, hai că mă... Descup. Bună! Bună! Da. Ce m-ai chemat aici? Nu puteam să mergem la cabinet? A, nu, că nu de consult e vorba. No. Teo vrea să te ajute prin metode neconvenționale. Da. O rezolvăm cu o mică ședință de spiritism. Da. Ce tare! Facem de-alea cu găini moarte și păpuși din paie? Abia aștept să-l înțep pe trădător. Nu, că eu nu fac vodul, nu. Eu pot doar să intru în psihic cu unui parapsiholog mort și să comunic prin el cu spiritele. Așa o să vedem dacă Vandam e printre ei sau nu. Da, o zici tu. Dar ne concentrăm acum, da? Închide ochii, te rog. Hai. Toată lumea? Spirit de parapsiholog, dacă Vandam este mort, mișcă scrumiera. Mersi, spirite. Ești liber. Spirite, nu. Mai stai 2 secunde, te rog. Dacă tot ești aici, vreau să te întreb și eu ceva. Mișcă scrumiera dacă Van Damme m-a iubit vreodată cu adevărat. De fapt, nu. Mișcă masa, ca să fie mai clar. Spiritul. M-a iubit. Nu pot să-l las pe lumea cealaltă fără să nu-i fac un parastas ceva. Ce spirit obraznic, am face exces de zel. Asta ne trebuie să mai rezistăm câteva zile. Că dacă-l tot încurcăm să vorbească, nu are cum să ne zică să plecăm. Mamă, nu că ai gândit-o pe asta. Păi și dacă ne comunică în scris? Păi și ce, te știi vios să citești ceva scris de el? Ia poftim! Pune-ți-aștea! Hai mă, lasă-mă cu tâmpenile astea! Pune-i mă! Hai mă, lasă-mă cu tâmpenile astea! Pune-i mă, că oricum mai am o idee! Hai mă, lasă-mă! Dacă e la fel de bună ca asta... Taci! Alo, Teo! Te rog și eu ceva! Ține pe Varvara la tine! Nu se poate, fată, cum am și eu, viața mea personală. Mă rog, aia care e, cum s-o țin la mine? Mă, te rog, câteva zile, până se liniștește Mărlanu. Dacă crede că s-a mutat, nu se mai leagă de noi.
Bine, 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 bine. Of, Doamne, cine m-a pus să mă bag în prostia asta? Da. Oh, bună. Bună. Auzi, fată, dar dacă l-ai chemat tu pe Van Damme, nu ar putea el să ne spună ce s-a întâmplat pe canalul Mânecii și cum a murit? Bineînțeles, cum să-l... Auzi, dar... Dar de ce te interesează pe tine chestia asta? E un coșmar, nu poți să dormi din cauza asta sau cum? Nu, fată, dar mă stresează că nu știu dacă încă trăiește sau dacă e mort. Bun, atunci înseamnă că trebuie să te tratezi de obsesie. Yes! Am revenit la meseria mea oficială! Aia de bază. Bun, ia să vedem programări când? Aoleu, ce folie. Nu știu cam când. Gata, mărlănele. Cheamă paparudele. Ema! Limbricule, feriți-mi coace, măi, că vreau să vă zic ceva. Dă-le tu cele, dai mie, că te bagă mâna ta, mi-am stabilit că tu trebuie să-l arăți ca să pară înștiințarea oficială, că după aia te pun contestație. Iată. Ce mă, Ferdinaș? Inestitivă! Mi-ai dat ceva în ochi? Asta ne ajută! Închide ochii, închide ochii! Nu mai vede nimic! Mă ajut, unde ești? Păi eu nu mai vreau să ajung la spital, mă! Mamă, și aproape am fost! Cât pe acis! Mai din cauza ta, încăpățânatule! Ia și pune-ți ăștia la ochi și să nu-i scoți, că te omor! Păi da, mă, dar nu văd nimic. Păi asta e și ideea. Păi da, dar tot nu văd nimic. Dar pe asta ai văzut-o? Mult vorbești. Mamă, că trebuie să o ajut, că trece prin momente grele. Mă gândesc că și eu, dacă tu ai dispărea, mă rog, ipotetic vorbind, nu că-mi doresc. Păi și... Acum o să dorm cu tine în pat, nu? Da? Și cu noi cum rămâne? Cu apropierea noastră, cu... cum să mai facem? Mai stau o zi, două, ai răbdare. Că răbdare e dulce, 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 dulce. Nu, îl caut pe Van Damme cu presa. Am dat un anunț la un ziar românesc din diaspora. Poate știu ea ceva de acolo de el. Uite! Ai dat adresa mea? Păi, ca să știi unde să vină asta în caz că e în viață. Că n-a ști și tu la Vile Mârlan și sigur îl gonești. Hai că nu te super, nu? Nu te super, nu? Nu mă super, nu? Ești ce De ce ții, femeie? Mă, am speriat de tine, de ce ții? Cum adică? Te-ai speriat de mine, dar ce-am? Sunt horror, ce sunt eu? M-am speriat, mă, de țipătul tău de groază. Auzi, păpuneț, mi se pare mie sau tu ești labil? Când țipi așa ca muierile? Cine a țipat? De unde ai auzit că am țipat eu? Păi te-am auzit! Măi, poate ai țipat tu în mintea ta și te-ai speriat de acest țipăt. Iartă-mă! Că-ți spun. Mm-hmm. Păi și de ce am țipat? Păi eu știu de ce ai țipat tu. Habar n-am. Ia, știi ce? Tu ești psihologa. Ia întreabă-te tu pe tine de ce ai țipat. Auzi? Mi se pare mie sau tu ești cu nervii în pioneze și încerci să-mi ascunzi mie reacții de-astea necontrolate, a? Nu sunt cu niciun pioneză, cu niciun... Nu sunt nervos. Ok, 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 ok. O să încerc să scap de Barbara, că ea... Ea e cauza. Ea și nu neapărat ea. Știi care-i problema? Ea? Problema nu e Barbara, problema e că dacă vine Van Damme, ăștia doi, VV cu VV, o să-și facă cuib, la noi în cuib, ca cuci. Asta e dosarul tău și încă nu i-am pus diagnosticul final. Bă, dacă nu te calmezi așa cum sunt eu acum, dacă nu te... Măi, stai că sunt eu! Scuze, scuze, am venit doar să las asta că l-am dat dispărut internațional pe Van Damme. Pa! Sunt și eu labilă. Bă, a început să mă obsedeze Barbara asta. Și acasă, și la muncă, și acum. Hai, voi, nu cred! Hai, mai iubire, să-i scoatem, că suntem penibil rău. Hasane, mai bine penibil la oraș decât șmecher la țară. Sau ți s-a făcut dor de bălegar? Nu, mă, dar măcar un pic să văd și eu ce citesc în ziarul ăsta. Dar lasă-l laibii de ziar, că nu scrie nimic în el. Ce crezi, că îți dă Barbara întâlnire la matrimoniale?
Vrei să ne prindă, descoperiți? Gata. Ia uite! Ia uitați ce tricouri mișto ce ne-am luat! Chiarete, tu ești, ma? Da, dar scumărnă. Scuze, prietene, dar noi nu vedem nimic. De ce? Suntem în convalescență după accidentul de mai devreme. Hai că știu cum facem. Pam, pam, pleci dreacu. Pam, pam. Hai, văzut-mă, fraiere! Dacă nu aveam ochelarii să-i sensibilizăm, acum eram în stradă. Că sigur vreau să ne zică să plecăm. Să nu te prind că-i scoți. A, da? Ia și citește tu ziarul, hai. Da, citesc hai. Eu. Salut, Chiorete! Iartă-mi, nu știu că dorm. Am venit și eu să vorbesc cu tine. Că dacă acasă n-avem loc nici să vorbim, nici să nimic, da. Măcar aici să zic câteva chestii. Da, și aici crezi că avem mai mult timp să vorbim. Ce să zic? Măi, fă ceva, mă. Te rog frumos, spune-i dumneavoastră. Clar, atât ai pus-o ajut, gata să se ducă. Nu, bă, mă, nu pot, nu pot. Deci ia un suflet mic așa și îndrăgostit. Stați, mă, niști și neba, mă, voi știți. Am venit doar să spun că am publicat fată. Da? De, și anunțul meu când apare? Pui mine, ziceau. Auzi, are și păpâneți de dat un anunț. Te duci tu că tot știi unde e redacția. Da? Mersi mult. Pa! Eu anunț și anunța mea de. Stai, mă, plâng, că nu e nimic important. Mă mai trimit din când în când să scape ea, că nu mai pot. Auzi, am zis că ăsta s-ar putea să fie ajuns în România, dar se ascunde pe aici, pe undeva. Păi România! Dar ștept! Uite ce stresat sunt! Și că m-a urmărit, auzi? Ești gata? Nu știu, bă, Chiorete, că mă uit la ești când îi văd privirea de milogi. Nu vrei nici o privire, că o să aibă ochelarea de orb la ochi. Ai uitat? Hai, fii pregătit, fii pe fază. Ia că vine, dă-i. Prieteni, îmi pare rău, dar trebuie să vă mutați în altă parte, că aici nu mai aveți loc. Ne-ai chemat, Perdi! Ți-am zis? Până acum trebuia să găsim noi un indiciu. Auzi, dar nu te duci tu mai bine acasă, că găsesc eu ceva. Corect! Păi atunci înseamnă că mai e în viață. Doamne Teo, dacă aș putea afla... Fii atentă! Mă cheamă tu pe parapsihologul al tău. Un minut, mă, un minut. El e singura mea speranță și doar el mă mai poate ajuta. Hai că ai zis că poți. Da, mă, dar nu poți să-l cheamă așa. Please, așa dacă e mor, știu și unde a murit. Îi ridic o cruce. O ce? Altfel, fac depresie. E, nu, că oricum aș da, oricum ajung acolo, na. Bine, mă, bine. Gata, încercăm. Dar să știi că eu nu garantez. Acum mă duc la biserică să mă interesez ce demersuri trebuie să fac. Nu, că dacă mi-aduce cruce în casă, fac eu depresie. Bună! Da, bună, bună, bună! Tu mi-ai adus-o pe cap? Tu să mă scap de ea! Păi și ce-i vrea? Să o lăs să facă pomană în living? Să-i dau motivele Mârlanu să ne dea afară pe toți? Mai bine vă iau eu pe voi doi în garsoniere, că măcar are și păpuneți cu cine să stea de vorbă. Că așa, asta, îl scoate la pensie. Auzi, mă, și vrea să aducă și o cruce în casă. Aoleu, păi atunci îi spunem că nu e mort. Și așa scăpăm și de pomană și de cruce. Dar cum? Dar cum? Dar cum, cum? A, știu, știu, știu. Fii atentă. Dăm un anunț la ziar cu poză lui Vandame și cu adresă din țară. Să vadă că nu e acolo și să vină să facă casă de bocii la mine. Ha! N-o mai scot nici cu popa. Așa e. Atunci mai bine dăm un anunț că o familie care a fost salvată de la inundații îl caută. Și că ultima dată a fost văzut undeva pe la Sighetul Marmației. Și poate se duce după el să-l caute. Asta da, da, e pe profilul lui Doamne. Măcar mai scapă vreme de ea, Doamne. Auzi, Mărlane, m-am mai gândit cum să faci să-i scoți pe ăștia doi din casă. Cred că m-am gândit eu înaintea ta.
Îl aduc pe Van Damme, îl pun să-i scoată afară de casă și îl bag pe el în dormitor cu Varvara. Și așa rămâne un dormitor liber. Și ăștia o să-l oprească acelea pe Van Damme și în loc să rămâi cu 3 pe cap, o să rămâi cu 4. Și ușor, ușor te transformi în hotel. Succes! Ce mă fac? Hădăștetule, de ce te chinui tu să-i dai afară când poți să-i faci să plece singuri? Adică îi bați cu propriile lor arme. Adică? Ascultă-mă cu atenție. Ok, sunteți gata? Da, Hasan unde e? Dincolo, am renunțat la el. El nu crede în asta și oricum mai rău făcea. Dar numai bine îl lăsăm noi aici, că poate face vreo tâmpenie și sperie spiritul. Hasan, vino cu aici! Stai aici! Ah, Varvara, ia uite ce surpriză să ne vizitezi pe Teo. Ce facem acum? Nu mai facem nimic, îi spunem tot adevărul. Ce adevăr? Că nu există niciun spirit. Totul a fost o invenție de-a noastră ca să te facem să pleci din vilă. Pe m-am săturat să stai pe capul meu ca la nefamilie. Și eu nici măcar nu cred în spirite. Pare foarte rău. Bine, mă, îmi iau ce bagajeam și plec. Bă, stai puțin, că nu, eu nu cred în spiritism. Dar putem încerca măcar atâta să fac pentru tine, da? Hai, mă, față, să încercăm ceva să facem de-astea. Deci, Barbie, stai, că am citit iau ceva despre Van Damme. Ești prea dur așa. Da, ce dacă i-a zis Barbie? Că nu cred? Păi, stai, dai, închizi ușa, du-te după ea. Ce drăguță. Așa e tot timpul. Măi, mărlănică, măi. Dar noi nu avem cum să plătim întreținerea la Tito, mai vira. O să plătiți dacă vreți să dormiți aici, domnișorică. O să plătiți, ziceți mersi că nu vă bag și taxe și impozite. Păi stai, șefule, că nici noi n-avem servici. Deci... Și ce te văicărești, că o toantă în piața, Hasane? Ce te văicărești? O să găsim servici și o să plătim toate angaralele casei, care ca, am să cât ar fi. Păi să... E apa, curentul, gazele... Gunoiul, canalizarea, liftul, femeia de servici de noapte, femeia de servici de... Da, care după amiază. Care schimbă turele. Da, care schimbă becurile, că-s mai mulți, electricianul, pompagiul. Că nu știi păpuiul pompagiul, știu eu. Da, totul nu e mult. Duce acolo la 14-15 milioane. 18-20 chiar. Apă! Apă, lasă-o dracului de apă, tu nu-i auzi cât costă? Ce faci, fată? Mă duc la Sighet să-l caut pe Van Damme. Ce să cauți la Sighet? Ești nebună, dar poate la anunțul ăla nici nu e real. Poate nici nu e vorba de el, că oamenii mai seamănă între ei. Și de ce să cheltuiești tu atâția bani pe drum când avem atâția facturi de plătit? Nu pot să stau liniștită și închep pe undeva. Tranquilitate, că-l sun eu pe călău și cer niște bani să ne dea să plătim noi facturile. Hai că tu ești nebun, eu nu iau bani de la mafioți. Și ce vrei să facem altfel, că s-a cam înfundat treaba? Păi... Mergem cu Varvara. Haide, dacă pleci tu, te luăm și noi, mergem și tu și cu noi și acum. Hai. Ce zici, mă, acolo, măi, te-am la... Măi, la Sighet. Nu mergem nicăieri. Ce să cauți, mă, la Sighet? Stai aici, unde pleci? Noi mergem la Călău. Ce să cauți la Călău în Sighet? Stai aici că se întoarce el din Sighet, vorbește cu tine și ne dă nouă bani. Ce să facem noi cu bani? Du-te, fată, și muncește să avem pentru facturi. Gata, am rezolvat-o. Se joacă și în apărare, dar în special sistemele de joc merg pe ideea de atac. Ce faceți, mă? Unde plecați? Noi? A, nu noi! Varvara! Căci că a fost la o vrăjitoare și a spus aia că Van Damme e mort pe undeva. Și s-a dus să-i recupereze trupul ca să-l îngroape cum se cuvine, mă, cu popă. Că spiritul lui a fost aici azi noapte. Ne-a bântuit, abia am închis ochii. Aici sunt, dragula. Varvara! Făi, o să rămâi aici, lasă dracu, că nu bântuie nimeni pe casă, că Van Damme nu e aici în casă. Păi nu, că știu eu unde e, la Sighetul Marmației și de asta mă și duc după el.
Da, hai, Hasane, să ne facem și noi bagajele. Ce? Unde vă duceți? Plecăm, că n-avem bani de întreținere. Păi și mă lăsați pe mine singur cu stafia în casă? Păi nu rămâi cu Chiorete, prietenul tău? Ah, dar dracu, că-i pe la serție toată ziua. Ce să stau eu, mă... Băi, vă rog eu, rămâneți, nu plecați. Hai că vă las să dormiți în dormitorul meu. Vă las să dormiți, să vă lăfăiți acolo. Nu mă lăsați singur, vă rog cu stafia, că știți că mie mi-e frică de... Mie... V-au lăsat sigur! Mă, nu înțeleg! De ce ăștia de la penitenciar nu-ți trimite atele ca să poți să spargi Valentinul? Trebuie să există o explicație. N-au scapat în calculatorul ăla lor cum că aș fi avut eu relații cu Interpolii. Eu care la pușcărie vorba aia n-a stat decât să frec gresia pe jos, a stat, a plecat la încontru și dacă era vorba de să pun. În rest nu m-a băgat un Interpol în seamă, mă. Aveai discuțiile lor, pe mine nu m-a invitat niciodată, stau de vorbă cu ei, să mă invite la o cafea, la o vișinată. Ba, stai. Cred că știu, tu mi-ai făcut-o. Vrei să te muți în locul meu? Nu te-ai țăcănit în completamente? Păi am nevoie să fac manevre dintr-astea ca să-ți iau ție locul în vilă. Păi eu pot să mă mut acolo când vreau, că-s polițai, bă. Coale? Păi și atunci eu cu care Interpol am avut treabă? Că nu înțeleg. Nu înțeleg. Lucrurile nu o să rămân așa. Până la președinte o să ajung. O să reclam, îi spun eu lui președinte cum discriminează ăștia minoritățile. Așa, să nu te lași, bravo! Așa. Auzi, mă, dar tu ce minoritate ești? Minoritatea... Hă? Grasă. Minoritatea de dragi din România. Că toată lumea asta ia de noi pe stradă și râde. Ne-ai văzut ce ia de mai la grasul ăla. Băi, Mârlane, de ce ești căpos, mă? Mă, nu înțelegi că nu putem să-ți dăm aviz? La președinte nu pot intra ăștia cu cazier. Plus că ești bănuit și de relații cu interlopii. E vorba de siguranța statului, nu înțelegi? Beneficiezi de prezumția de nevinovăție, da? Mai știm și noi că nu degeaba statele la facultate. Păi și eu ce să fac, mă, cu prezumția? Dacă mă bagă și pe mine la complicitate. Hai, mă, te rog eu frumos, du-te acasă și vezi zdaletă. Da, crezi că-s prost? Mă, că eu când vrei tu. Aici o să stau, mă, na, nu plec. Nu plec, nu plec până nu află președintele, mă, cum vă bate jos de minorități. Puneți un biet gras pe drumul să ștemne fizicul, să-l dea dracu. Nu plec până nu află președintele cum nu sunt tratate minoritățile în țara asta. Sau cum sunt, că nici eu nu știu ce mai spun. Băi, stai că eu nu fac vudu. Eu pot doar să intru în psihic cu un parapsiholog. Mort! Te-am atâng. Hai, scuze. Ne-ai chemat, Ferdi? Nu, îmi sună mie telefonul. Ah, ok. Aia.